Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus.pi. Invitatul meu din această seară este Robert Brezoaie, este colegul și prietenul nostru, este omul care este oricând binevenit aici în studioul Campus TV, cu atât mai mult cu cât vine de fiecare dată cu vești noi, fie din călătoriile sale, fie din proiectele pe care le implementează cu, pentru și despre copii. Bună seara, Robert, și bine ai revenit în studioul Campus TV. Bună, mersi mult de invitație. Cu mare drag, mai ales că a trecut perioada asta a vacanțelor, se trece îndată dintr-un semestru în altul, dar nici nu o să se simtă trecerea aceasta. Da. O să vreau să te rog să ne povestești ce ai mai făcut cu proiectele tale, dar o să vreau să vorbim mai mult despre plimbarea ta din ultima parte a anului trecut prin școlile din Buzău. Ce s-a întâmplat, cum ai ajuns să te plimbi așa prin școlile din Buzău? Da. Proiectul ăsta a început de foarte multă vreme, în mintea mea, să spun. Eu am fost pasionat de câțiva ani, de când am început toate proiectele mele care țin de programare și copii și tehnologie în Buzău, de niște roboți. Niște roboți anume, adică niște anume roboți pe care i-am văzut prima dată când s-au făcut strângeri de fonduri ca să facă conceptul pentru robot, apoi să facă robotul și așa mai departe. Și am tot stat cu ochii pe acești roboți și m-am uitat pe finanțări. Am avut și niște prieteni buni care m-au ajutat. Eu am o asociație, asociația TAB se numește, sub președintele ei, și am câțiva prieteni care mă ajută ca voluntar, da, deci toată lumea e voluntar în proiectul ăsta. Și el a stat, prietenul ăsta meu, Gabriel, a stat cu ochii pe finanțări, a găsit o finanțare de la Kaufland, Startup ONG se numește, cu Act for Tomorrow, așa se numește și asociația. E un amalgam foarte mare de chestii care se întâmplă acolo ca să ajungă banii ăștia la noi, dar important e că există. Deci e Kaufland cu Start ONG și cu Act for Tomorrow. Sunt trei asociații care fac treabă împreună, mă rog, compania și cele două asociații. Așa. Fac treabă bună. Da, da, pentru că putem să aplicăm pentru proiectele astea. Am găsit posibilitatea pentru că, evident, educația și mai ales educația tehnologică în ziua de astăzi este cam cea mai populară, să zic așa, linie de finanțare pe care poți să o găsești, și eu sunt aici nu doar pentru că există finanțarea, ci sunt aici dinaintea finanțărilor, să spun așa. Am găsit posibilitatea asta, am achiziționat roboții, după care am început să merg prin școlile din Buzău și am avut ca parteneri 4 școli, 2 licee, Liceul Marghiloman și Liceul Hașdeu, și 2 școli generale, o școală din Vernești, îmi scapă numele, nu mai știu exact cum se numește școala care o nume al cuiva, așa, și o școală din Cilibia. Acolo m-am dus pentru că acolo au fost deschideri, nu doar din punct de vedere conceptual, că toată lumea a fost interesată, dar tot COVID-ul cu toată chestia, au fost ba închise, ba deschise, ba, adică a fost așa o treabă din asta, un stres destul de mare ca să găsim efectiv copiii la care să mergem, că nu poți să faci online cursuri de robotică, că na, trebuie să vadă copiii robotul în sine, să se joace cu el. Câți roboți ai cumpărat? Am cumpărat 2 roboți, destul de fain. Este vorba despre un robot care e, zic așa, o simulare de fapt de roboții aceia mari pe care îi găsești în fabrici. Eu le spuneam copiilor despre cum văd de obicei la Discovery, da, un robot care construiește o mașină, care sudează chestii, care face tot felul de, nu știu, pune șuruburi și treburi de genul ăsta, și este exact același tip de robot, doar că este miniatură. În miniatură, nu în ideea în care e pentru copii, că el a fost gândit inițial la prima versiune pe care am văzut-o eu în fundraising, a fost gândit pentru educație, dar ulterior s-a făcut pentru testare de tastaturi, pentru ecrane tactile, pentru, acum tot cu vaccin și cu COVID, pentru manipulare de fiole și chestii de genul ăsta. Deci robotul în sine poate fi folosit pentru tot felul de chestii din viața reală, să spun așa. Adică nu doar din partea de educație. Cum te-au primit copiii? Cum te-au primit profesorii? Cum să zic, a fost foarte pozitivă toată experiența. Poate chiar și uneori când mi s-a părut mie că, nu știu, poate copiii n-au fost atât de receptivi pe cât mă așteptam eu să fie, ulterior s-a dovedit că a fost doar părerea mea. Poate nu mai socializaseră cu cineva nou de atât de multă vreme, mă gândesc, încât n-am știut cum să ne comportăm unii cu alții, dar au venit după aia
opinii foarte frumoase despre tot ce s-a întâmplat. Adică m-au sunat directori spunându-mi că trebuie neapărat să deschidem un club de robotică la noi în școală. Zic, ok, bun, super. La Cilibia, de exemplu? Exact, la Cilibia, spre exemplu. Grozav, da. E o veste extraordinară. Da, da, da. Au un director care este foarte pus pe treabă, o doamnă director, de fapt, care chiar a reușit să și doteze un laborator cu o grămadă de calculatoare, adică o grămadă, mă rog, 30 de câte ai nevoie pentru o clasă, cu ajutorul, cred că, celor de la Lenovo, care erau calculatoare noi, toate de același fel, și copiii sunt foarte deschiși, există internet, există infrastructură, că de fapt asta e problema, că deja puteam să mă duc eu la Cilibia dacă nu exista un laborator de informatică. Și le-am prezentat situația, au fost foarte încântați copiii, eu cu toate că le-am pus să ne dezinfectăm, după care am pus mâna pe roboți, că asta a fost o chestie. La începutul workshop-ului am zis, ok, scopul vostru astăzi este să atingeți robotul ăsta, nu contează ce, că nu ai înțeles nimic, pune un apel să vezi care e faza. Și asta a fost toată treaba. Și da, am putut să facem, în principal fiind un workshop mai scurt, de Inspire l-am numit eu, a fost ideea de a manipula câteva obiecte, spre exemplu, nu știu, să iei un pix, să-l pui într-o cutie, după care să iei următorul pix. E ca și cum ai fi într-o fabrică și ai face împachetare de produse, să spunem, da? Și sunt mai multe feluri. Ai, spre exemplu, un gripper, care e așa ca un fel de gripper, nu știu cum să-l traduc în română, clește, cred, de genul, suction cup, ca un fel de aspirator micuț care poate să absorbă, nu neapărat să absorbă, ci să lipească de suprafețe drepte. Spre exemplu, le deam un exemplu copilor că ar putea, vrei să ambalezi măști și nu vrei să pui mâna pe mască pentru că asta e și toată ideea unei măști, da? Să nu fie atinsă de nimeni. Un robot de genul ăsta poate să ia masca de pe linia de producție, cu aspiratorul respectiv absoarbe masca, după care o pune în cutie, la sfârșit de tot alt roboțel împachetează cutia și nu mai ai oameni care să pună mâna pe lucruri și na. Și asta au putut ei să facă, adică sunt foarte mulți dintre ei, dar spunem că dacă am vreo 80-90% au reușit să facă până la sfârșit un proiect micuț în care să manipuleze un obiect într-un fel anume. Unii mai complicat, alții mai simplu, dar posibilități cu fiecare. Mă gândesc că la HD-ul și la Liceul Marghiloman ai avut un anumit discurs și ai știut și cui te adresezi foarte bine. Pentru că vorbim despre copii care au cluburi specializate și așa mai departe. La școlile de la Vernești și de la Cilibia, iată, a fost o provocare. Proiectul s-a încheiat, da. Însă trebuie să aibă și o continuitate, mă gândesc. Uh-huh. Care va fi această continuitate? Sau care este, dacă deja există? Da, de-abia s-a terminat proiectul, pentru că nu există, dar există în primul rând suportul meu pentru școlile acestea ca să continue și să-și deschidă cluburi de robotică. Spre exemplu, din toate școlile astea, doar HD-ul are club de robotică. Marghilomanul are și din ce s-a vorbit acolo, dar după toți profesorii și așa, doamna director a fost foarte deschisă să facă treabă și cu siguranță se va deschide un club de robotică, deoarece la ei am ajuns prin copii, de fapt. Copiii au venit la alte proiecte ale mele, cel de la Centrul Cultural Marghiloman, tot Marghiloman, dar alt Marghiloman. Au fost acolo o grupă în care erau toți așa niște copii, niște, mă rog, și băieți și fete, dar majoritatea băieți erau așa mari, înalți. Bă, voi de unde sunteți voi ăștia așa toți la fel? Te uitai așa la ei ca la stejar, știi? Eu zic, da, păi sunt la Marghiloman, toți de aceeași clasă, ok. Păi ia, dați numărul dirigintelui și așa am ajuns la școală și am făcut cu 3 sau 4 clase, nu mai țin minte. Le-am toate notate că trebuie să dau raportul, dar în secunda asta nu mai știu exact câte clase am făcut. Dar în total, din toate școlile, au fost undeva cam la 230 de copii care au participat la cursuri. Ar putea exista voci care, deși vorbim despre un lucru care ține foarte mult de actualitatea zilelor noastre, dar ar putea exista voci care ar putea să spună la un moment dat ce e atâta robotică, ce e atâtea laboratoare, să-și vadă de limba română și de matematică, că au timp și de robotică. La ce ajută pe copii lucrul acesta? Hai, prima dată vreau să-ți dau o paranteză amuzantă, care s-a întâmplat chiar la Cilibia cu doamna director. Doamna director voia să facă un opțional de matematică distractivă, așa se numea. Și m-a sunat peste 2 zile și mi-a zis că nu mai vrea niciun opțional de matematică distractivă, toată lumea avea un opțional de robotică. Deci, într-un fel, cam ăsta e răspunsul, să spun așa, prin faptul că lumea își dorește ce... Nu neapărat că ce e interesant, că e interesant, dar e și util. Și la o adică, eu lucrând cu copii de atâta vreme, am copii care
din păcate nu poți să lege trei cuvinte, dar dacă îi pui să facă un task din programare, ți-l fac perfect. Eu, într-adevăr, ca om și așa, eu încerc să-i ajut pe toți elevii mei să combine lucrurile. Că n-ai explic, uite, dacă tu ești un programator care face un program perfect, dar nu știe să spună ce a făcut acolo, nu ți-l cumpără nimeni. Și atunci, mă rog, eu încerc să-i ajut să-și dea seama că trebuie să le combine, adică să nu meargă pe un singur skill, să zic că eu știu să programez și atât și nu mai știu nimic altceva. Dar, într-adevăr, există și posibilitatea să-ți pese mai puțin de limba română și mai mult de informatică. Bine, așa cum există posibilitatea să-ți pese mai puțin de chimie și mai mult de informatică. Deci asta nu e o problemă, da, neapărat. Da. Unde ți adresezi întrebările acestea astfel încât părinții care ne urmăresc să înțeleagă mai ușor cât de mult i-ar ajuta pe copiilor dezvoltarea unor astfel de aptitudini? Copiii pe care tu îi pregătești acum sau cărora tu le-ai prezentat proiectul despre care noi vorbim, unde putem să-i găsim ca și locuri de muncă peste 20 de ani? Eu când îi încurajez pe copii să învețe programare, îi zic programare, cu toate că ceea ce fac eu nu este doar programare, adică e un... Adică așa, o paletă foarte vastă de lucruri tehnologice pe care le facem noi în toate cluburile pe care le fac. Ideea este că eu le spun lor, ok, tu ce vrei să te faci? Așa, vorbești cu copiii, da? Păi vreau arhitect, ok, bun. Păi dacă vrei arhitect, înseamnă că ai nevoie să știi să modelezi 3D. Ceea ce nu include nicio parte de programare, dar este foarte tehnic. Și atunci, la cluburile mele și cele cu asociația și cele cu .IT și la Centrul Marghiloman, includ și partea de proiectare 3D. Și atunci ideea mea, și nu știu, ăsta e adevărul că este și edge-ul meu, să spun, față de ceilalți care predau informatică în modul în care o fac eu, este că eu mă adaptez foarte mult pe persoană și le zic, ok, bun, tu ce-ți dorești să faci? La nivelul la care știe un copil ce vrea să facă, că poate peste 3 săptămâni se răzgândește. Da, în momentul ăla începem să lucrăm așa. Dacă vrei să fii doctor, păi ok, bun. Păi doctorii peste 30 de ani nu cred că o să mai fac operațiile așa de mână cum le fac acum, pentru că știm foarte clar că deja au început să fie operații foarte robotizate și se știe că este mult mai bine și mai ok să se lucreze în anumite tipuri de operații cu roboți, pentru că sunt mai exact, sunt mai micuți, mai... Plus că nu intervine factorul uman, adică nu există riscul să tremure mâna, nu există riscul exact, să ai o emoție când simți că îl pierzi și așa mai departe. Dar toate domeniile au o tehnologizare din asta rapidă, adică avem medicina care este foarte clară, dar dacă este o lume așa, uite, până și jobul tău de jurnalist este foarte automatizabil prin faptul că există le-aș zice motoare de inteligență artificială, cu toate că nu sunt tocmai la un nivel care să fie foarte bun, așa, care pot să compună texte plecând de la o idee. Eu sper să nu se dezvolte așa foarte mult roboții ăștia care să poată compune texte plecând de la o idee, pentru că mai avem și noi jurnaliștii metehnele noastre și da, s-ar putea da. să existe chiar intenția clară de a fi înlocuiți la un moment dat. Eu nu cred sincer în ideea asta de înlocuirea roboților, ci mai degrabă de colaborare. Adică, spre exemplu, ai șansa ca tu ca jurnalist să nu mai îți compui tot textul, compui o propoziție, după care robotul îți face un paragraf, tu iei paragraful la mână și vezi ce-ți place, ce-ți place și după aia, din, nu știu, 10 minute cât îți lua să faci un paragraf, acum îl faci în 3. Și e combinație. Da. Încă stau să mă gândesc. Deci prefer să-i las să se ocupe de partea lor de, eu știu, inginerie, de medicină și așa mai departe, dar nu refuz deloc ideea. Nu refuz pentru că observ că adolescenții, preadolescenții, copiii din zilele noastre au din ce în ce mai mare aplecare către zona aceasta și mai mult decât atât, dincolo de aplecarea lor, putem să vorbim despre dezvoltarea lor și despre faptul că ar putea foarte ușor să reprezinte un viitor pentru acești copii. Vorbeai mai devreme despre Centrul Cultural Alexandru Marghiloman, despre proiectul pe care tu îl ai acolo. Înțeleg că se vor relua cursurile la Marghiloman? Da. Prima etapă a cursurilor a fost un succes, v-aș spune eu, răsunător, cu toate că încă nu l-am răsunat atât de mult, dar a fost prin faptul că în perioada asta, după ce am terminat, s-a terminat destul de târziu, adică că eram în a doua săptămână din decembrie deja când s-au terminat cursurile. Am luat puțin toate rezultatele de acolo pentru că mie îmi place foarte mult feedback-ul ăsta, să văd. Aveam feedback scris de la 200 de copii care au participat și a trebuit să trecem prin ele.
Și am avut reacții foarte, foarte bune, pozitive. Și cred că din 200 de persoane, o singură opinie a fost așa, neapărat negativă, dar a fost ceva de genul, bă, uite, nu mai vreau pentru că motivele astea. Știi că ok. Dar fi, adică, cât vine, 0,5% e un procent nemaipomenit de bun pentru, pentru ceva de genul ăsta. Și pentru că am văzut că au mers lucrurile foarte bine, vom relua toată activitatea, începând cu 31 ianuarie. Da? Deci, prima săptămână din februarie, dar dacă vine cu lunea 31, o luăm așa. Și o să fie puțin mai lung acum. O să dureze 7 luni. Deci o să fie într-un fel, este ceva foarte frumos ce o să primească copiii de acolo, pentru că totul este gratuit și este oferit la același nivel cu care eu predau într-un mod privat pentru, pentru cei care își doresc să învețe lucrurile astea pe bani. Bun. Așa. Deci la Marghiloman se reiau cursurile, dar se reiau cursurile cu copiii care au participat până acum sau cu copii noi, ca să ne înțelegem? Și. Se vor face înscrieri din nou, deci trebuie intrat pe Centrul Cultural Marghiloman CCAM.ro, cred că este. Din păcate, momentan nu este formularul încă deschis, dar o să fie deschis săptămâna următoare, probabil. Oricum o să fie diseminat mesajul că s-a deschis înscrierea din nou. Pe grupuri de școală, profesori, cam pe acolo am văzut că merge foarte mult, dar probabil cu siguranță și în presă și așa. Și de data asta avem 150 de locuri, puțin mai puține, pentru că vrem să mărim timpul pe care îl petrece o singură persoană în clasă. Deci nu o să mai fie un workshop de o oră, ci o să fie de o oră și jumătate. Ceea ce ne oferă nouă posibilitatea să mai și stăm puțin atât clare, că e vorba și de numai de a învăța, ci și de a înțelege ceva nume despre... Da, socializare, n-aș spune neapărat doar socializare, ci mai mult... Să poți să și vorbești cu un copil care spune că el vrea să se facă, nu știu ce... Astronaut, da. Să-i povestești puțin cum ar putea să-l ajute ceea ce îl învățăm noi sau ce anume ar trebui să învețe. Sau asta e și puțin timp de vorbit, nu doar să înveți repede și după aia să pleci. Cursurile acestea se desfășoară pe o perioadă de 7 luni, îmi spuneai, da? Deci da, până, da. Probabil până va veni vacanța de un pic mai, nu mai e, departe. Se încadrează exact... Dacă începem din februarie, până la începutul verii, după care continuăm cu încă câteva luni după vacanța de vară. Deci acoperă într-un fel tot anul școlar, dacă e, să zic așa. Și spuneai tu la un moment dat că vor beneficia de lucruri gratuit, de lucruri... Premium. Exact, așa, bun. Da. Concret, cam ce se pune la dispoziție? În primul rând e laboratorul, care e acolo achiziționat de cei de la CCAM. Cursurile pe care le-am făcut eu și partenerii mei pentru punctul IT, care este brandul pe care l-am construit eu pentru toată treaba asta și e o treabă serioasă și prețurile sunt la fel de serioase, asta comparativ ca să se înțeleagă de ce ar vrea să primească copii. Și o să primească aceleași module, doar că adaptate pentru situația de acolo. Adică, spre exemplu, avem de imprimare 3D, de robotică, de realitate virtuală, de ce mai avem, de programare web, adică o paletă destul de largă de domenii, astfel încât un copil care vrea să învețe lucruri tehnice, dar nu neapărat doar programare efectiv, poate să vină și să învețe. Și nu vor face toți același lucru, ci vor face și în funcție ce își doresc să învețe. Deci o să fie undeva cam la 9 module, dar în cele 7 luni poate să facă doar 3. Deci o să-și aleagă din cele 9 ce vor ei și ce considerăm noi că e potrivit pentru ce își doresc ei să învețe. O dată pe săptămână se întâmplă? Da, o dată pe săptămână. Da, în ce zi? În toate zilele. Bun, da. Trebuie să se, sunt da. 150 de da, copii, da, trebuie deci să se înscrie pe site, în momentul în care se vor deschide înscrierile și acolo pot să selecteze și ziua, ora și apoi să fie contactați de o doamnă drăguță de acolo de la centru și apoi să... Și dacă vor avea la un moment dat posibilitatea să, eu știu, se întâlnească într-un concurs, să participe la un concurs, astfel încât să-și testeze noțiunile, să vadă cam la ce nivel este? Asta cu la ce nivel este puțin cam greu de măsurat, pentru că un concurs va măsura ce vor ei să măsoare. Noi, da, spre corect. Exemplu, o să facem, mă zic noi, dar aici mă refer mai mult la mine cu alți parteneri. Eu sunt cam eu cu unii, eu cu alții, eu cu ceilalți și tot așa. Dar împreună cu
cu Universitatea Politehnică București. Am făcut și anul trecut un concurs de programare, se numește Hardcore Entrepreneur Hackathon și ideea era cu o echipă de copii, 3 sau 4 copii maxim, vin, își creează o aplicație, apoi fac un plan de afaceri, un pitch și după aia prezintă unui juriu format din, am avut anul trecut, cei care au dat banii pentru premii, care au fost oameni din companii și așa, cei de la Universitatea Politehnică și cei care reprezentau punctul IT, că am fost trei părți așa mari. Și partea foarte faină a fost că, într-un fel, noi n-am verificat doar cunoștințele pe care le aveau copiii dinainte, și am și verificat cunoștințele pe care noi le-am dat, pentru că, ca să faci un pitch, spre exemplu, am avut o doamnă profesoară de la Fields, care a făcut un workshop gratuit, online, pentru toți cei care au vrut, de cum să-ți, în fel de public speaking, dar pe direcție de afaceri. La fel și pentru un business plan a fost cineva care a făcut asta și pe partea de programare am avut mai multe, că acolo e puțin mai greu. Adică nu e o chestie pe care poți să o prezinți în 2 ore și gata, s-a terminat. Și le-a dat și resurse și așa mai departe. Și anul ăsta sper să se facă din nou, suntem încă în discuții și e posibil să se întâmple din nou și cu siguranță toți copiii care vor din partea asta la cursurile noastre să meargă să-și verifice cunoștințele astea, acolo vor putea. Plus că sunt o grămadă de alte concursuri. Eu acum, personal, îmi plac doar anumite tipuri de concursuri, ca asta pe care îl organizez eu, spre exemplu, că l-am făcut după inima mea, că dacă eu am fost cel care a venit cu ideea... În care copilul se poate demonstra că este multilateral exact, dezvoltat, exact, deci da, nu doar da, pe o linie... Da, nu olimpiadă de informatică sau olimpiadă de română sau așa, că acolo trebuie să știi o linie de chestii. Pe când, în momentul în care vii la un concurs de genul ăsta, vii cu o echipă, împreună vă formați o idee și poți să dau așa puțin din casă, că premiile anul ăsta vor fi mult mai mari decât cele de anul trecut și anul trecut au fost undeva cam la vreo 2000 de euro premii în bani și workshop-uri și tot felul de chestii. Spune-mi la ce să se gândească un părinte care are posibilități materiale reduse, care vede că al lui copil are această aplecare către programare, către robotică, așa, și care nu își permite să-i ofere un calculator care să-i deservească aceste nevoi. Aici e puțin cam greu, trebuie să recunosc. Că, să zic așa, viziunea mea... Sunt suficiente orele de la punctul IT sau de la Centrul Cultural Alexandru Marghiloman sau mai trebuie studiu și acasă? Aici e un fel de mai multe feluri, să zic așa. Pentru că eu, ca profesor, nu vreau să dau teme acasă și din motivul ăsta și motivul că sunt profesorul cool, știi cum e, și așa, dar tot timpul încurajez copiii dacă vor să lucreze să facă diferite lucruri acasă. Și le zic ce ar putea să facă, dar nu le zic tu ai de făcut până data viitoare chestia asta, ci spun uite, până data viitoare gândește-te dacă vrei să faci asta, asta, așa, asta, dacă nu lucrăm împreună data viitoare. Și unii fac, unii nu fac. Acum, fiecare după cum își organizează viața, să spun așa. Într-un fel, dacă nu a pus mâna pe calculator niciodată și nu are acasă, se simte. Și nu se simte din punct de vedere al faptului că primește alte informații când vine la punctul IT. Că noi la punctul IT, spre exemplu, avem o aplicație online în care toți, fiecare își face cursul lui, are parcursul lui de lecții, e foarte personalizată toată partea asta de învățare. Chestie pe care am implementat-o și la Marghiloman. Doar că timpul pe care el ar fi putut să învețe un concept despre un robot, acum trebuie să-l petreacă învățând cum se arhivează și se dezarhivează un fișier, spre exemplu. Și aici eu n-am ce să fac. Ca profesorul învăț și chestia asta. Dar, într-un fel, informațiile pe care eu pot să le dau sunt mult mai valoroase decât dezarhivare și arhivare de fișier, să spun. Asta am dat un exemplu așa aiurea. Și dacă el ar fi știut chestia asta dinainte, în alea 10 minute când învățam asta, puteam să facem total altceva. Și atunci, dacă copilul vine de acasă pregătit, dar nu pregătit la modul că a făcut meditații, ci pregătit prin faptul că a fost lăsat de părinți să se joace pe calculator un an de zile, înainte să vină acolo. Sunt acum avocatul diavolului, știi? Că dacă se joacă pe calculator, învață să instaleze un joc, la un moment dat nu-i merge, îi crapă ceva pe acolo, trebuie să-l dezinstaleze, să facă ceva pentru că are nevoia aia, dorința de să se joace Fortnite sau ce vrea să se joace. Și la un moment dat nu o să funcționeze și atunci trebuie să-l repare, să-și dea seama sau să sune un prieten sau așa. Și dacă el face treaba asta înainte, când ajunge la cursul de programare, vorbește și cu altă persoană. Și pentru cei care nu au posibilități, aici e o chestie care e mai mult... Nu știu cum să spun, ca societate trebuie să ne mișcăm puțin, pentru că nici eu nu pot să zic că, ok, vii la Centrul Cultural Marghiloman, da, stai o oră jumate pe săptămână și stai pe calculator.
Dar se simte asta, zic, adică se simte faptul că nu a pus mâna pe un mouse. Adică dacă n-a avut niciodată calculatorul acasă, spre exemplu, trebuie să stau cu copilul să-i arăt cum se folosește tastatura sau stă să caute tastele pe tastatură. Ceea ce nu e o problemă până la urmă, că avem răbdare cu toți. Dar se pierde din timpul pe care ar putea să-l folosească învățând lucruri mult mai avansate. Da. Adică, na, tastatura poate să-și dea seama singură acasă cum se folosește. Dar să-i spui cum să combine niște lucruri pe acolo, cum să facă, adică niște logici de gândire, asta e dezavantajul. Dar, cu siguranță acum, dacă e cineva care ascultă și nu are posibilități și totuși vrea să-și trimite copiii, să o facă, că, na, decât nimic mai bine, mai greu așa. Abia aștept să văd, să-ți văd copiii la Marghiloman, o să venim și noi pe acolo să vedem cum vă descurcați. Pentru ultimele minute ale emisiunii m-am rezervat, bine, e impropriu spus, am rezervat, pentru că acum m-a trăznit ideea și trebuie să profit neapărat de prezența ta aici. O chestiune foarte, foarte importantă. Nu știu dacă ți-amintești, în urmă cu câteva săptămâni, o știre bombă era pe toate canalele media din România, cum că un copil din Buzău, sau din cauza unui copil din Buzău, s-au activat toate sistemele de securitate la nivel mondial după ce a anunțat pe o platformă că se sinucide dacă nu îi se redă contul înapoi pe un joc, da? Pe o platformă, practic, Roblox, da? Zilele trecute, pe un canal de știri național, s-a reluat această discuție și spunem tu, noi ca părinți, cum trebuie să manageriem o astfel de situație, cum trebuie să le vorbim copiilor noștri, astfel încât să nu ne trezim că ne bate SRI-ul sau eu mai știu altcineva la ușă că s-a întâmplat cine știe ce amenințare sau cine știe ce nenorocire. Cred că, în primul rând, e vorba de partea socială, adică nu ține foarte mult de chestii tehnologice, să spun aici. E foarte mult vorba de discuțiile pe care le ai cu copilul și, în primul rând, cred că e foarte important pentru părinți să fie educați referitor la ce înseamnă pericolele din online. Din două puncte de vedere. Unul, ca să nu exagereze, dacă s-a întâmplat ceva care, de fapt, este o chestie minoră, să o lase minoră dacă e minoră, și invers, să nu cumva, cum a fost un caz de genul ăsta, poate să zic eu, un caz în care se întâmplă ceva foarte grav și noi s-o tratăm ca pe chestie minoră. Adică copilul trebuie să știe, în primul rând, că are voie să vorbească cu părintele. Acum, asta nu e... Acum depinde și de părinți, da. Exact. Nu este o chestie care ține doar de tehnologie, de calculatoare, ci este vorba de încredere, e vorba de curajul pe care are un copil să vorbească cu părintele, să-i spună, uite, cineva m-a amenințat că vine acasă și mă bate. Să zicem, dacă se mai întâmplă asta cu juratul pe toate chaturile, așa se întâmplă, normal. Acum că este și într-adevăr posibil să se întâmple treaba asta, e o altă discuție. Dar să spunem că ar fi o amenințare reală, dacă copilul tău nu are curaj să spună că, uite, e o problemă și reacția ta nu va fi, nu te mai joci Fortnite de acum încolo, pentru că știi că e vorba și de chestia asta. Adică să poată copilul să vină să spună, ok, uite, am fost cyberbullied, cum e vorba în engleză, că în română nu știu dacă există vreo... Nu, dar e foarte bine împământenită asta în, da, da, în română. Da. Așa, și soluția este socială din punctul meu de vedere, pentru că nu, sub nicio formă nu cred că este ok să mergem pe ideea, gata, nu mai faci pentru că ți-a întâmplat treaba asta, ci din contră, găsim o modalitate sigură pentru ca copilul să poată în continuare să-i facă și ce-i place, să nu să fie și în siguranță. Să fie și în siguranță și să poată să comunice cu noi de fiecare dată că nu e în siguranță. Și după aia noi să găsim posibilități pentru a rezolva problema, să zic așa. Vorbeam mai devreme de faptul că ești avocatul diavolului. Te susțin cel puțin dintr-un punct de vedere. Sunt de acord. Nu știu dacă ai observat, tu ești mai mic de vârstă decât noi, marea majoritate a celor de aici din campus. Chiar și noi cei care avem, nu știu, 40-41 pic de ani, ajungem la un moment dat să copiem vorbele părinților, bunicilor noștri. Pe vremea mea nu se făcea așa. Păi stai un pic, hai să ne adaptăm totuși un pic la vremurile care sunt acum, pentru că nici noi n-aveam nici telefoane, nici TikTok, nici calculatoare, nici jocuri, cine știe cum, dar pe partea cealaltă, haide să vedem că nici noi n-am ajuns să facem performanță în programare și alte domenii noi, da? Șansă pe care ei o au acum.
Cam așa văd eu lucrurile și sper ca să fie mulți cei care văd lucrurile astfel, încât să, chiar dacă noi nu înțelegem foarte multe din preocupările lor acolo pe calculator și în parte de robotică, de programare și așa mai departe, dar măcar să-i susținem astfel încât ei să se poată dezvolta frumos și armonios. Știu că e o pasiune, e o îndeletnicire nu foarte ieftină, însă poate scoate un adult care să facă ce-i place, să meargă cu plăcere la muncă și să descopere, de ce nu, lucruri noi în fiecare zi. Da, da. Și cu siguranță eu cred că un angajat, îi spun acum și din punctul de vedere al omului care caută oameni pe care să-i angajeze, atunci când ai... ca angajator, să spun așa, da? Când ai pe cineva care este puțin dezvoltat în mai multe direcții decât cea în care ai tu neapărat nevoie de el, îți oferă posibilitatea să lucrezi la un alt nivel. Adică să faci conexiuni din, cum ai zis, chimie română, matematică, informatică, să zic așa, pe domenii de școală și să le combini într-un curs frumos despre, nu știu, roboți biologici care se programează interesant. Curiozitate, să spunem, da? E total altceva decât să vorbești cu cineva care îți spune, ok, păi avem acest diod și este, e aceeași informație, dar este îmbinată diferit de persoane diferite. Și atunci un copil care a învățat mai multe chestii va fi o persoană de valoare în viitor. Robert, te felicit din toată inima pentru aplicarea asta pe care o ai tu pentru copiii noștri. Îți doresc mult succes în tot ceea ce ți-ai propus și oricând te așteptăm cu drag aici. Însă n-aș vrea ca pasiunea asta ta să-ți răpească din celelalte pasiuni ale tale pentru bărci, pentru călătorii și mai știu eu ce altele. Mă ocup și de astea. Te ocup și de astea. Bun. Ne vom revedea curând. Îți doresc mult succes și...